Salutare dragi urmași! Bun venit pe canalul nostru! Dacă era dragostea reală, erau căsătoriți de mult. Acum au rămas doar presupuneri și zvonuri. Comentariul iar este incoerent când spuneți că se iubesc sau spuneți că Halil nu este serios și încheiați cu ar trebui să o lase în pace. Nu are dragoste pentru Sila și nu a avut-o niciodată. Pur și simplu a folosit încrederea ei în el pentru rating. Un bărbat egoist și egoist. Halil nu a iubit-o cu adevărat niciodată pe Sila. Dacă o iubea, putea fi și acum împreună. El nu se va căsători niciodată cu Halil. Halil are multe femei, iar Sila nu va retrage niciodată alte femei de gunoi. Are nevoie de fidelitate, încredere într-o persoană dragă. Halil nu este această persoană pe care obișnuiește să-l conducă în lesă, dar nu, Halil se iubește doar pe sine, se joacă cu femeile. Sunt total de acord cu dumneavoastră, sunt total dezamăgită de acest om. Sila ar trebui să-și țină mâinile de pe tipul ăla, doar o face nefericită. Zvonuri: Halil Aurelatima Hassine Merabet, heroina seriale Saret. Halil Every Visir seriale Saret, met prietena ma Hassine Merabet. Iuras Halil Plexila Cosma Hassine Merabet. Dragă, toate sunt zvonuri. Halil este o persoană cu picioarele pe pământ. El a avut un prieten care l-a abandonat și a fugit. După aceea nu a avut nicio prietenă. Sila a fost singura persoană care și-a schimbat noua. Sila îl iubește pe Halil. Sunt în relație, dar se ascund din cauza contractului și a problemei lor personale. Când va veni momentul potrivit, își vor declara dragostea. Oh, ia, cât de exact ai observat cât de departe pot merge acești proști. Bunicile, stând pe scaun, decid soarta actorilor care sunt cunoscuți doar din serial și își fac treaba perfect, pur și simplu perfect. Ce ai nevoie cu siguranță că Halil Bey nu ne va întreba cu cine se va căsători, asta e sigur. Oamenii țin cont de asta? Și Sila este tânără, nu are viață înaintea ei și o carieră în care pot fi suișuri și coborâșuri. Toate. Toată sănătatea și pacea, care ne lipsesc atât de mult. După părerea mea, această iubire a existat doar în ficțiune, între Yaman și Seher, pentru că au atât de mult talent și și-au reprezentat atât de bine dragostea încât ne-au vrăjit și ne-au emoționat cu o reprezentare perfectă și frumoasă. Ați crezut că această problemă pe care Sila și Halil am fost împreună sau rămânem împreună? Nu cred, pentru că asta a fost pentru a promova serialul, iar restul la tot ceea ce vorbește despre ei este întâlniri, nu a existat niciodată, a fost doar rodul dorinței noastre, pentru că am văzut o dragoste atât de frumoasă și incitantă că ne-am dorit să fie real. Știm deja că nu, el însuși a spus că se căsătorește. Sila i-a urat tot binele pentru viața lui. Este doctorul acela pe care i-a spus nu, astăzi i-a zis că este cu ea de ceva vreme, pentru că nu a spus asta înainte să am intelege cu toti ca nu Sila. Familiei lui i-a plăcut asta și o face pentru mama lui, cred că o face pentru el, pentru mine nu a fost niciodată sincer, dar ei bine, acum s-a terminat, nu le pune la oaltă că nu au nimic. Sila va avea o iubire liberă și sinceră, că poate fi ea însăși, nu atât de mult întrebătoare, și va forma o familie frumoasă în felul lui, dar va avea totuși un ochi rătăcitor. Nu mă impresionează ca iubit sau soț fidel, este prea blocat pe el însuși și s-a vorbit atât de mult despre această personalitate cochetă, dacă nu a făcut-o. Nu cred că avea nevoie de Sila pentru avansarea în profesia de actor. Ar fi abandonat-o deja. Sila este tânără și îl crede în toate lucrurile. Povestea scapa de sub control și dădea Turciei o reputație proastă de furt de copii, arme, bani de barbași rai, femei rele. Era bazată pe vrajitorie, acum Nana Semana se minșele discordiei prin folosirea evadarilor fanteziste pentru Iusuf, un copil. Aceste povești nu sunt bune pentru un bărbat ca Halil să participe. Toși sunt actori grozavi, dar merită roluri și roluri mai bune. Nu avea nici o poveste, cu excepție ia femeilor care îl foloseau pe Yaman și frumosul sau conac și mâncare din belșug.
singurii oameni cum se cade și Dragoș din ei erau personalul, cu excepția acelei noi fete pe care ea planuia chestii, nu avea să se termina situația bietului Iaman. Dai o pauză. Ei bine, Halil, sper foarte mult să și capul a pus dacă mergi în America, ei sunt de două ori mai proști realizatori de film, nu face nimic pe care Dumnezeu ar detesta, mai ales adulter, curvie. Succes și Dumnezeu să vă binecuvânteze, aș fi făcut un sezon de actorie bun pentru noi, sunt din Noua Zeelandă, mi-au plăcut în mod deosebit chestiile fără sex. Vă mulțumesc din suflet, dar om barbașilor strâmbi din emanet. 426 a fost amuzant când Idrisul și paznicii au sarit în tobe, a trebuit să râd și nana să-i palmuiască pe fașa a fost foarte tare, dar în același timp mi-a plăcut ca Idris este amuzant. Voiaș fi grozav într-o comedie. De ce se apar aceste probleme pentru Halil dar nu îi spun în avans și cum nu s-ar în dragoste de Halil dacă Halil nu ar făcut toate lucrurile acestea, nu făcăsese niciun copii, cei mai buni câini din care veni în ultima amintire acum că ar fi Halil a fost căsătorit, dar nu cred toți aceste mosoles pentru Halil că Halil trebuie să le spune Siles, dar în sfârșit Halil e bărbatul dar dacă are copii nu-i iertat just killed the held. Dacă este adevărat că sunt păcate de la Dumnezeu dar noi am vreau să mă căsătorim Silla pentru că au iubit amândoi, dar Dumnezeu știe despre acest cuplu atât de frumos și atât de bun Silla Halil.